Câți șomeri avem acum în Timiș și care sunt șansele lor de a-și găsi un loc de muncă? Da, momentan rata șomajului pe luna trecută este 1,87%, șomeri avem 6.139, din care cu puțin femei, deci mai mult de jumate, cu foarte puțin, cu 5%, în rest bărbați. Indemnizați avem mai puțin de jumate, respectiv 3.423. Care sunt acum cele mai căutate locuri de muncă de pe piață? În general sunt cele pentru studii superioare și cu înaltă calificare. Avem locuri de muncă, de exemplu, pe săptămâna asta 332 de locuri de muncă, din care 14 pentru studii superioare. Și ele sunt diverse din toate domeniile. Cele mai multe locuri de muncă vacante se găsesc în industria ușoară, respectiv confecții, încălțăminte. Dar tocmai acestea din industria ușoară, femeile care ar putea să se angajeze în această industrie, se plâng că nu își găsesc un loc de muncă, ba că nu se încadrează, au o vârstă prea înaintată, ba că nu le convine calificarea. Aici, cum am mai spus, este conflictul de interese, respectiv patronatele caută persoane care sunt cu înaltă pregătire, cu vechime, experiență în câmpul muncii, și persoanele în căutarea unui loc de muncă solicită, sigur, o retribuire mai mare. Deci sunt și șomerii pretențioși, putem spune. Categoric, e și normal. Și de aici apare acest conflict de interese. În ceea ce privește absolvenții de liceu fără diplomă de BAC, câți au venit la cursurile dumneavoastră? Știu că sunt obligatorii. Da, momentan pe județ avem 1531 de absolvenți care s-au prezentat la agenția noastră și la punctele de lucru din județ. Momentan s-au înscris mai bine de jumate din aceștia la cursuri, dar sigur că ei au obligația de a participa la aceste cursuri. În caz contrar, noi le suspendăm dosarele. În ce domenii sunt aceste cursuri și spuneți-ne dacă își găsesc apoi locuri de muncă, câți dintre ei și-au găsit până acum? Da, avem 28 de cursuri pe diferite domenii, în construcții, în automotive, în textile, încălțăminte, frizerie, coafură, barmani, ospătari, cofetari.